Astăzi nu este doar ziua în care închem cele 40 de zile de post și rugăciune, perioada în care am stat înaintea lui Dumnezeu și am încercat să ne unim, să ne adunăm. Și este și ziua în care încheiem perioada aceasta în care ne-am apropiat de un subiect care cred eu că este foarte important și foarte actual. Cultivarea nevoii de Dumnezeu într-o viață de confort. Și am încercat să vedem din scripturi și cu ajutorul lui Dumnezeu diferite metode sau situații cum am putea să cultivăm nevoia de Dumnezeu atunci când confortul în care trăim ne-ar putea spune e destul. Prin fructificarea întâlnirilor spirituale prin fructificarea impulsurilor spirituale, recunoscând faptul că viața de confort nu-ți împlinește toate nevoile. Și mă rog lui Dumnezeu ca acum, când suntem la sfârșit, Dumnezeu să ne fie învățat ceva în această perioadă și chiar să nu-L neglijăm pe Dumnezeu niciodată, oricât de mult confort am avea în viața aceasta. Subiectul din această dimineață din textul pe care l-am citit, dragii mei, este preocuparea pentru sfârșitul vieții. Știu că este un subiect care nu prea ne place. Care dintre dumneavoastră sunteți bine dispuși atunci când cineva vine să vă vorbească despre sfârșitul vieții? Este ca și cum ați fi internat undeva în spital. Și medicul la care v-ați internat după ce vă face o serie de analize și vă pune la diferite aparate, se așează pe pat lângă dumneavoastră și începe să vă zică, domnule, analizele nu sunt prea bune. Și tot ceea ce am văzut la analizele acestea îmi spun că trebuie să te pregătești pentru sfârșit. La care v-ar plăcea o asemenea situație? La niciunul, nu? Ei, la fel nu, nu ne place atunci când deschidem Sfânta Scriptură și începem să vorbim din Sfânta Scriptură despre sfârșitul vieții noastre. Pentru că, mai ales, dacă suntem tineri, dacă nu avem probleme, ne putem uita prin sală la cei care vin la biserică gârboviți, a plecat de spinare, poate ținându-se într-un baston, și zicem predica asta e pentru ei. Nu, frații mei. Predica asta este pentru fiecare dintre noi. Știți de ce? Pentru că sfârșitul este o realitate pe care nu putem ignora. Și este o realitate surpriză. Ați citit, ați băgat de seamă în textul acesta. Omul care își făcea planuri, visa, cum visăm noi toți din locul acesta. Omul acesta care își făcea planul și visa a auzit din cer de la Dumnezeu vocea care a spus în noaptea aceasta ți se cere înapoi sufletul. E surpriză sau nu este surpriză? Ați văzut în viață surprize de felul acesta? Oameni care au plecat în mod surprinzător, ați văzut? Domnul Iisus Hristos îndrăsnește să abordeze subiectul acesta al sfârșitului, în relație cu confortul. Și vorbește despre un om care are de toate. Ba se trezește că are un an foarte bun pentru afacerea lui și are recolte foarte multe și nu știe unde să le strângă și toate acestea pot să asigure un confort considerabil de care să se bucure de acum înainte multă vreme și Domnul Iisus Hristos vine și spune Stop, omule! Nu te uita doar la confort. Uită-te la sfârșit, pentru că vine o zi când trebuie să lași confortul acesta, să închei socotelele și să te duci. Și întrebarea care mi-am pus-o când am citit textul acesta și care ar trebui să ne opunem în această dimineață este Doamne, de ce e așa de important să ne gândim la sfârșit? Nu e așa o, o preocupare nefericită să încep să te gândești la sfârșit? De ce ar trebui să ne gândim la sfârșit? Dacă Domnul Isus Hristos ne învață, dacă Sfânta Scriptură ne învață că în mijlocul confortului nostru ar trebui să ne gândim la sfârșit, dragii mei, Dumnezeu știe de ce e bine să te gândești la sfârșit. Și ar trebui să luăm de la ce zice Dumnezeu și să învățăm. Ei preocuparea pentru sfârșitul vieții, dragii mei, ne ajută mai întâi de toate să evităm supraaprecierea personală. Ne ajută să evităm supraaprecierea personală. Uitați-vă, avem în fața noastră un om care la un moment dat, după multă frământare, zice: Știu ce am să fac. Adică mă pricep. Și când te uiți la el și îți dai seama cum ăsta zice despre sine că știe că se pricepe, Zici, mă, omul ăsta zice că e descurcăreț. Adică are o problemă, își pune mintea la contribuție, gândește, frământă și găsește soluții. E descurcăreț. De aceea zice, știu ce am să fac. O să mă descurc. E, frații mei, vreau să vă spun, biserica asta e plină de descurcăreți. Noi toți suntem descurcăreți. Nu? Noi toți știm să ne descurcăm. Ba mai mult omul acesta nu doar că știe să găsească soluții la probleme, omul acesta zice, știu cum să-mi trăiesc viața. Odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te. Știu cum să trăiesc viața. Și uitați-vă la lumea în care trăim, dragii mei, ori pe cine ați întrebat dumneavoastră, sau nu la lume, la biserica asta, și întrebați pe fiecare din această biserică și fiecare vă va spune, știu cum să întrezi viața. Adică cum ăsta are această impresie despre sine, că știe, că se descurcă. Și ascultați, când vine Dumnezeu din cer și zice, nebunule, dintr-o dată, imaginea asta grandioasă pe care o are despre sine, se face țândări, se face bucăți. Niciodată nu s-ar fi așteptat un om descurcăreț, un om care știe cum să-și trăiască viața, nu s-ar fi așteptat să vină cineva să-i spună nebunule. V-ați gândit vreodată, frați și surori, cum ați rezista să vină unul de aici din biserica asta să vă zică nebunule? Ați rezistat? Sau cum ați reacționa? V-ați gândit vreodată la lucrul acesta? V-ați simți ofensat, insultat și v-ați gândit în sinea dumneavoastră omul ăsta are ceva cu mine, eu nu sunt nebun? Dar dacă Dumnezeu ar veni la careva de aici să zică așa cum i-a zis acestui om nebunule, cum ați reacționa? Frații mei, i-ați dat dreptate lui Dumnezeu. Că unuia de aici, dacă vine să vă spună, nu-i dați dreptate. Vă supărați că vă ofensează. Dar dacă vine Dumnezeu din cer și la unul din locul acesta sau la toți de aici, Dumnezeu ne spune, nebunule, i-am dat dreptate lui Dumnezeu, am zice Dumnezeu le-ai dreptate, așa suntem. Știți, așa de tare am decăzut uneori că nici lui Dumnezeu nu-i mai dăm dreptate. N-am înțeles noi bine ce a zis Dumnezeu. Altceva a vrut Dumnezeu să zică. Dar Dumnezeu din ce a zis exact ceea ce este omul acesta. Și ceea ce foarte mulți dintre noi suntem de multe ori. Și m-am uitat în cuvântul lui Dumnezeu și am zis, Doamne, de ce unui om asemenea de descurcăreț, de deștept, de ce tu din cer vii și spui, nebunule, în ce costă nebunia acestui om? Știți în ce costă printre altele? În faptul că omul acesta se consultă doar cu sine. Își pune lui întrebări, el își dă răspunsuri, și după răspunsurile lui acționează. Dar poate întrebați bine, dar cui ar trebui să pună întrebările? Sunt oameni în vremea noastră și au fost întotdeauna că atunci când au dat peste probleme în viață, s-au întrebat pe sine și dacă n-au reușit să se descurce singuri, au întrebat specialiștii. Care dintre dumneavoastră n-ați întrebat consilieri din diferite, chiar în afaceri, consilieri, să vă descurce într-o anumită problemă, să vă dea sugestii? Și v-ați consultat cu ei spuneam eu locul acesta că împăratul Nebucadnezar atunci când a avut un vis nu l-a priceput. A zis să vină specialiștii mei. Haldei cititori în stele, ghicitori specialiștii să vină să mă ajute, că noi suntem învățați să apelăm la specialiștii noștri. Ei, omul acesta nu s-a consultat nici măcar cu specialiștii, s-a consultat cu sine. Dar, dragii mei, cu cine trebuia să se consulte omul acesta, ca și fiecare din locul acesta? Cu cine ar fi trebuit să se consulte? Când faci planuri așa pentru viață. Cu Dumnezeu. Nu? nu mă învață Biblia când fac planuri să-L pun pe Dumnezeu în planurile mele? Nu mă învață Biblia. Voi care ziceți mâine, ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie, vom câștiga și apoi ne vom întoarce. Voi, voi n-ar trebui să aveți atâta minte să ziceți, dacă va voi, Domnul, puneți-l în planurile voastre. Omul ăsta nu. Omul ăsta se consultă doar cu sine. Pentru ca să poți să-l consulți pe Dumnezeu. Frații mei, trebuie să crezi, să fii convins că Dumnezeu există. N-ai cum să te duci să-l consulți pe Dumnezeu, să-l pui pe Dumnezeu în planurile tale, dacă nu crezi că Dumnezeu există, dar nu credința asta de recitat pe din afară, cred într-unul Dumnezeu în trei persoane. Nu, nu. Credința aceea din inimă. Știți, în psalmul 53, psalmistul zice așa, nebunul ăsta, sau de aici, zice în inima lui, nu există Dumnezeu. Noi nu avem curajul să zicem cu gura, nu există Dumnezeu. Că doar suntem pocăiți, Mergem la biserică. Facem slujbă în biserică. N-avem curajul să rostim, să ne auzim pe noi rostind. Nu există Dumnezeu. Dar de câte ori prin acțiunile noastre, prin felul nostru de a ne comporta, am zis înăuntru nostru, nu există Dumnezeu. Adică nu-L bagă seamă pe Dumnezeu. De câte ori? Și atunci, cum să te consulți cu Dumnezeul despre care zici în inima ta sau prin comportamentul tău, nu există. Nu există Dumnezeu. Ei, nebunia acestui om stătea în faptul că s-a consultat doar pe sine, l-a scos pe Dumnezeu din ecuație. Dar știți în ce mai consta nebunia acestui om? Mai consta în faptul că punea întrebări cu bătaie scurtă. Ce am să fac? Ce voi face? Bine, dar cu ce vrei să, să afli? Ce vei face? Cu afacerea mea cu confortul meu. Cum mă descurc în problema pe care mi-o ridică afacerea? Și poate ziceți voastră, dar ai greșit să spun întrebări cum te descurci cu afacerea sau cu confortul? Nu-i greșit, frații mei. Dumnezeu să vă dea la tot soluții. Problema este, dragii mei, că eu o întrebare cu bătaie scurtă. Sfânta Scriptură mă învață că trebuie să pun întrebări cu bătaie lungă. S-a dus un tânăr la Domnul și a zis, ce să fac să moștenesc Viața veșnică. Asta nu vizează doar să-ți rezolvi problema de mâine de la serviciu. Sau problema confortului. Pentru 50 de ani sau pentru 60 de ani. Să-ți rezolvi problema veșniciei. Asta e o întrebare care țintește veșnicia lui Dumnezeu. De aceea uitați-vă în Biblie și veți descoperi că oamenii înțelepți. N-au pus doar întrebări de felul acesta cu bătaie scurtă. Astea le pun oamenii fără minte. Au pus întrebări care țintesc veșnicia. Temnecearul acela din Filipii, când a văzut minunea pe care a făcut-o Dumnezeu acolo, când s-au deschis porțile de temniței și în erau încă înăuntru, a stat înaintea lui Pavel și a zis, Domnilor, ce să fac ca să fiu mântuit? Nu și-a pus întrebarea ce să fac să răspund bine în fața superiorului. Să explic bine superiorului situația jalnică în care am ajuns, că s-au deschis porțile temniței și era, era posibilitatea să fugă toți în temnițații. Cum răspund superiorului meu? Să scap de pedeapsă. Nu asta era întrebarea principală. Asta era întrebarea cu, cu bătaie scurtă. Întrebarea lui viza veșnicia. Ce să fac să fiu? Întuit. Nebunii acestui om l-a dus până acolo să pună doar întrebări din astea. Dar știți mai în, ce, mai, în ce mai consta nebunii acestui om? Omul acesta nu-și cunoștea limitele lui. Și trebuie viața să vină să ne dea lecții serioase, frați și surori, ca să vedem care ne sunt limitele. Pentru că noi, noi, spun noi toți, oamenii, l-am detronat pe Dumnezeu de pe tronul vieții noastre și ne-am pus pe noi în locul lui Dumnezeu. Noi suntem Dumnezei. Și ascultați-mă bine. Știți de ce? Pentru că omul acesta credea că este stăpân pe tot. Și dacă veți descoperi aici, îi recolta mea, hambarile mele, Sufletul meu. Care dintre dumneavoastră, sau care dintre oameni, nu are această impresie că totul este a lui? Mai puțin sau mai mult? Care, frății mei? Ei ar trebui să stăm foarte aproape de Dumnezeu și să ne uităm la realismul vieții în care trăim, să conștientizăm în fiecare zi că nu noi suntem Dumnezei. Dumnezeu este Dumnezeu. Dumnezeu este stăpân pe ce avem. Frații mei, ilustrația aceasta a Domnului Iisus Hristos sau experiența aceasta de viață arată cel mai bine nebunia acestui om pentru că recolta pe care o dă pământul arată cel mai bine implicarea lui Dumnezeu acolo. Dumnezeu dă soare, Dumnezeu dă ploaie, Dumnezeu dă vremuri roditoare, spune Sfânta Scriptură, și când te duci să strângi recolta de pe câmp, n-ar trebui să vezi doar munca și istețimea ta acolo, să vezi harul și îndurarea lui Dumnezeu, care a dat vremuri roditoare. Dar omul ăsta nu vedea că Dumnezeu e pe acolo? Omul nu-și vedea limitele? Omul acesta se credea stăpân pe, pe recolta lui, se credea stăpân pe hambarele lui, se credea stăpân pe viața lui și a venit Dumnezeu din cer să-l trezească de cap, să-i spună, omule, nu tu ești stăpân. În noaptea aceasta ți se cere înapoi sufletul, adică acela care ți-a fost dat, ți se cere înapoi. Că Dumnezeu este stăpân. Dar nebunia acestui om, dragii mei, mai constă în ceva. Doar o faptul că se consultă cu sine și pune întrebări um, cu bătaie scurtă și nu-și vede limitele, are impresia că lucrurile acestea au valoare peste tot. Și întotdeauna. Și, dragii mei, dacă gândim cu o minte firească, când e un bulgar de aur și îl duci cu tine oriunde pe pământul ăsta, are valoare, nu-i așa? Oriunde poți să-l valorifici. Că aurul este peste tot, valută universală. Și aurul are valoare ori pe unde te-ai duce. Și impresia pe care o avem noi este că lucrurile au valoare peste tot. Ei, frații mei, dar știți că e o gândire fără înțelepciune de sus? Gândirea asta? Știți asta? Omul ăsta a descoperit că lucrurile n-au valoare peste tot. A zis, Dumnezeu din cer, ți se cere înapoi Sufletul și lucrurile astea? Unde te duci tu au valoare. Nu ele rămân aici. Ale cui vor rămâne? Că unde te duci tu, lucrurile astea n-au valoare. Ai tu impresia doar că peste tot au valoare, că în orice circunstanță, lucrurile astea, unde te duci tu, n-au valoare. Am citit despre, despre un naufragiu undeva aproape de o insulă nelocuită. A scăpat un singur marinar din naufragiul acela și a ajuns pe insula aceea nelocuită. Era o insulă puțin ospitalieră. Fiind singur pe insula aceea, neavând cu ce să se hrănească, era mor de foame. Și la un moment dat a văzut așa plutind pe, pe valuri înspre mal, adus de curent o cutie. Resturi de la, de la epava aceea care, care s-a scufundat. Și-a tras speranță că în cutia aceea care se apropia ce de țărm va fi ceva care să-l salveze. Adică să-i stâmpere foamea. Și așa, slei de puteri, s-a dus înspre țărm să prindă cutia aceea când ajunge la țărm. Și-a ajuns cutia la țărm, a luat-o, a pus-o pe, pe țărm acolo și-a deschis-o. Era plină cu perle. Îți valoare sau nu-ți valoare, frații mei, perlele? Ce ziceți? O, dacă ați avea o, o cutie cu perle astăzi, ce bogați ați fi, că au valoare. Și a zis el, ascultați, a zis el, hei, nu-i decât o cutie cu perle. Pentru că cu perle în brațe, în lumea în care a aterizat el, moare de foame. Nu au nicio valoare. Înțelegeți? Lucrurile astea confortul acesta nu are valoare peste tot. În lumea în care vom ateriza într-o zi, când vom pleca din lumea aceasta, dragii mei, putem du duce saci de aur cu noi, dacă i-am putea. Și n-au nicio valoare. Ei, omul acesta, dacă s-ar fi gândit la sfârșitul vieții, ar fi evitat Supra aprecierea personală. Nu s-ar fi crezut așa de descurcăreț și-ar fi văzut ca Dumnezeu, că este un om fără minte. În al doilea rând, preocuparea pentru sfârșitul vieții ne-ar ajuta să evităm acumulări irresponsabile. Știu că este o vreme acum, pentru cei mai multe dintre în care nu prea puteți să, să faceți economie Adevărat, să puneți deoparte Nu știți cum să vă plătiți cheltuielile Și, mă rog, traiul de fiecare zi Dar în general Noi suntem preocupați să strângem câte ceva Acum să ne ajungă la zile rele Sau la bătrânețe Eu nu vreau în această zi să critic Faptul că suntem puși să strângem câte ceva Omul acesta zice, știu ce am să fac. O să-l zidesc altele și o să-mi strâng. Strângerea asta este una irresponsabilă. Frații mei, și poate întrebați care chestia cu strângerea asta irresponsabilă. Spunea Sfânta Scriptură că noi ne trudim degeaba și strângem la comori. Și zicea Domnul Iisus Hristos, nu vă strângeți comori care le mănâncă molia și rugina și le fur hoții. Nu vă strângeți. Știți ce înseamnă strângerea asta, acumularea asta irresponsabilă? Înseamnă să începi să aduni ca rezultat al lăcomiei. Zicea Domnul Iisus Hristos aici să ne păzim de lăcomie. Dar niciunul nu-i lacom în locul acesta, nu? Frații mei, ce înseamnă să fii la cu? Este cineva, cunoașteți pe cineva în anturajul dumneavoastră, între neamurile dumneavoastră, între colegii dumneavoastră, cunoașteți pe cineva care îi mâncat de viermele ăsta locomiei? Cunoașteți? Și dacă cunoașteți, cum de ați ajuns la concluzia asta? Ce face de ați ajuns la concluzia că e la cu? Frații mei, Lăcomia este o dorință puternică înăuntru de a avea mai mult când deja ai suficient de mult. M-ați auzit? Asta e lăcomia. O dorință puternică înăuntru de a avea mai mult când deja ai suficient de mult. Și cine-i mâncat de viermele astea lăcomiei, frații mei, Omul acesta e gata să, să încalce orice regulă, orice lege. Copune Dumnezeu, copul oamenii. Omul acesta e dispus să încalce toate regulile pentru ca să aibă mai mult, deși are suficient de mult. Și vă spuneam cu altă ocazie aici în locul acesta despre Acan care avea în față legea lui Dumnezeu. N-ai voie să iei nimic din cei dați spre nimicire. Dar lăcomia l-a dus să ia placa de aur, să ia mantaua de cinear, să încalce legea, să se expună. Ei, acumularea aceasta irresponsabilă este generată de lăcomia asta, care înseamnă dorința de a acumula mai mult, deși ai suficient de mult și te face să încalci orice regulă, orice lege. Și uitați-vă în Biblie și uitați-vă în societatea în care trăim. Dacă e așa sau dacă nu e așa. Acumularea aceasta irresponsabilă este rezultatul credinței. Și ascultați-mă bine: că toată averea pe care o avem, tot confortul pe care o avem, toate lucrurile pe care le avem, trebuie depozitate într-un singur loc. Sau pot fi depozitate într-un singur loc. Ați auzit vorba aceea printre oameni și poate că oamenii de afaceri o folosesc mai des, să nu spui toate ouăle într-un coș. Știți ce înseamnă asta? Adică să nu investești într-un singur domeniu, că să ar putea să dea faliment. Puneți banii, plasează în locuri diferite. Dacă dai aici faliment, rămâi cu cealaltă. Ei, omul acesta avea impresia că averea se depozitează doar într-un singur loc, în hambarele lui. Frații mei, dumneavoastră știți că se mai poate depozita și în altă parte? Știți? Sau nu știți? În afară de cămară, în afară de bancă, în afară de proprietăți? Știți că se mai poate strânge și în altă parte? Aduna în altă parte averea, știți? Unde se mai poate aduna? În cer la Dumnezeu. Omul ăsta avea impresia că numai într-un singur loc se poate aduna averea. Și din cauza asta a acumulat irresponsabil. Și a pus-o toată în hambarul lui. Și Dumnezeu vine și ne învață, oameni buni, nu adunați toată averea într-un singur loc. Adunați-vă comori în cer la Dumnezeu. Că asta a spus domnul tânărului bogat, care a venit să-l întrebe ce să facă să moștenească viața veșnică. Vinde ce ai de la săraci și vei avea o comoară. Nu pune toată averea într-un singur loc. Noi luăm în serios treaba asta, frații mei, sau o adunăm toată într-un singur loc? Asta înseamnă acumulare responsabilă. Să o acumulezi ca rezultat al lăcomiei, să o acumulez crezând că toată trebuie strânsă într-un singur loc și crezând că toate trebuie strânsă pentru tine. Nu, nu, nu pentru tine. Omul acesta a zis, eu o să mă desfătez în ceea ce am eu. Nu, nu. Ea este pentru alții sau și pentru alții și așa ne adunăm comori în cer. Și -o vreau să mă grăbesc să mai spun încă un lucru, dar în al, al treilea rând și apoi să închei. Preocuparea aceasta pentru sfârșitul vieții ne ajută să evităm supraprecerea personală, acumulările irresponsabile, dar ne ajută, și ascultați-mă bine, să evităm falimentele relaționale. Și repet, preocuparea pentru sfârșitul vieții ne ajută să evităm falimentele relaționale. Domnul Iisus Hristos pleacă cu toată povestea asta de la doi frați care nu se mai înțelegeau. A venit unul la Domnul și a zis, învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Și predica aceasta este pentru cei de acolo, dar este și pentru omul ăsta care vine la el și a zis, gândește-te la sfârșitul vieții care poate fi noaptea aceasta. Dragii mei, Dumnezeu ne-a pus într-o relație în familie și într-o relație în biserică, numită relația de frate, frate și soră. O relație printr-o naștere de jos și o naștere de sus. Și întrebarea este, cum e relația aceasta? Că între aștia doi erau probleme, era neînțelegere. Din ce cauză? Din cauza preocupării excesive pentru confort. Și a zis, Domnul Isus Hristos, nu vă gândiți doar la confort. Gândiți-vă la moarte, la sfârșit. Și când vă gândiți la sfârșit, gândiți-vă la relație. Că la noapte pleci și tu cu fratele tău cum ești? Chiar omul ăsta de aici, cum poate pleca? în situația în care este cum este cu fratele lui. Are un faliment relațional din cauza faptului că nu se gândește la moarte, se gândește doar la confort, la ce are, la ce poate să aibă, la ce poate să adune. Sigur, obiectiv ăsta este. Frații mei, relația de frate este relația care este într-un permanent pericol. Și ascultați-mă bine. Ea nu se întreține de la sine. Fie frați pământești, de trup, fie frați spirituali, relația noastră unii cu alții este într-un permanent pericol. Astăzi suntem cei mai buni frați. Și mâine suntem cei mai mari dușmani. Nu credeți asta? De aceea, asupra acestei relații, trebuie să veghem cu toată preocuparea și vegherea noastră, frații mei. Pentru că relația asta este într-un permanent pericol. Ați văzut lucruri de felul acesta? Știți de ce este relația asta într-un permanent pericol? Din cauza ambițiilor personale uneori. Zice Domnul Isus Hristos că cei 12 pe care i-a ales Domnul și i a luat lângă sine și i-a educat și i-a implicat și au văzut lucrurile Domnului. La un moment dat când au rămas puțin mai în urmă, au început să se certe între ei. De ce se certau? Frații mei, ca să știe care e mai mare. Ambiția personală. Ca să știe care e mai mare. Pentru că nu lăsau să rânduiască Domnul care e mai mare, vreau ei să știe care e mai mare. Relația de frate este în pericol din cauza ambiției personale sau din cauza frustrării uneori, cum a fost bună oară Cain și Abel. Ca, Cain, Cain, avea, mă rog, problema lui. Că de ce Dumnezeu l-a primit pe Abel și nu l-a primit pe el? Că de ce a primit jertfa unuia și nu a primit jertfa celuilalt? Păi treaba lui Dumnezeu. De deci ce l-a ales pe unul așa și pe altul altfel? S-ar putea să fie în pericol din cauza nedreptăților. Sau din alt, din alt punct de vedere. Ei, ce vreau să vă spun este că această relație dintre noi este într-un permanent pericol. De aceea relația asta de frate sau de relația asta trebuie să avem permanent grijă. În fiecare zi să avem grijă. Și cum avem grijă de relația asta între frați? Știți cum? Știți cum, frații mei? având foarte mare atenție cum ne purtăm unii cu ceilalți. Dumneavoastră aveți grijă cum vă purtați cu ceilalți. Cum vorbiți cu ceilalți. Zicea Domnul Iisus Hristos, ați auzit că s-a zis să nu ucizi. Oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun, oricine se, se mânie pe cine? pe fratele său. Oricine zice prostule, oricine zice nebunule fratelui său. Adică ce vrea să spună Domnul este, fii atent cum te adresezi, cum vorbești cu fratele tău. Trebuie să ai grijă de relația cu el, că vine sfârșitul. Am grijă de relația cu fratele meu, Fiind foarte atent cum mă adresez, cum mă port cu el, dar și fiind dispus să fac sacrificii. Pentru relația cu fratele meu. Zicea Avram în Vechiul Testament către Lot, noi suntem frați, zicea Avram. Frați într-un anume sens. Nu erau frați de sânge în sensul în care știm noi relația de frate. Dar zicea, noi suntem frați. Să nu fie ceartă între mine și tine. Relația asta între noi, Lot, este în pericol. Să nu fie ceartă între noi, să nu afectăm relația asta. Hai să facem ceva. Eu sunt dispus să fac sacrificii pentru relația asta să meargă bine. Și dacă tu apuci într-acolo, mă duc în altă parte. Alege tu. Și Lot. Așa cum facem noi oamenii căutându-și interesele personale, nu neapărat relația. A zis, mă duc încolo spre Valea Iordanului, că acolo sunt perspective. Și asta vreau, nu contează? Eu rămân cu Dumnezeul meu care mă binecuvintează. Tu du-te într-acolo. De dragul relației, eu rămân cu Dumnezeu. Și ce are Dumnezeu să mă fere? Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Frății mei, în contextul confortului în care noi trăim, n-ar trebui să pierdem din vedere Vremea sfârșitului. Sfârșitul e o surpriză pentru fiecare dintre noi. Nu știm când. Nu trebuie să fie 90 de ani sau 100 de ani. Am auzit recent pe cineva zicând despre o poză, o fotografie, o imagine cu un castel medieval și cu o scară care cobora pe lângă zidul acestui castel. Cu o balustradă și o bătrânică, cobora pe scările acelea jos, cobora pe scările acelea lipite de zidul castelului. Era grăbovit, avea un baston, nu putea să-și ducă decât să ducă un picior, să-l aducă pe celălalt lângă piciorul cu care a coborât pe scară și mai avea vreo două sau trei trepte până jos. Și pe peretele acelui, acelui castel, unde era scara aceea, scria drum cu sens unic. Bătrân asta cobora pe un drum cu sens unic. Mai avea două sau trei trepte până ajungea jos. Frații mei, noi suntem pe drumul ăsta cu sens unic. Mai avem câte trepte? Știe care va câte? Nu știe niciunul. Zicem noi, bătrânica mai avea două, trei trepte că avea 80 de ani. Dar care tânăr de aici poate zice că mai are 100 de trepte și nu două, trei până ajunge la capătul scării? Pe drumul ăsta cu sens unic. Care? Niciunul. De aceea, pentru că suntem pe, pe drumul ăsta, pe coborârea asta cu sens unic, nu știm câte trepte mai avem până jos. Ar trebui să ne gândim la asta ca să evităm supraaprecierea personală, să nu ne credem descurcăreți în lumea asta, să ne credem înțelepți numai cu înțelepciunea care ne dă Dumnezeu de sus. Să evităm acumulările astea, dragii mei, irresponsabile și dacă acumulăm, să acumulăm pentru împărăția lui Dumnezeu. Să evităm falimentele astea relaționale ci să fim ca frații, ca așa vrea Dumnezeu și împreună să moștenim împărăția cerurilor. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze la asta. Amin.